Nu știu ce să spun. În orice caz, este o surpriză, efectiv, e o surpriză totală, pentru că m-am bucurat că va fi la vernisajul nostru un alt reprezentant al Fundației Zaidel, dar nu credeam că are vreo legătură cu mine. În orice caz, a mulțumit Fundației Zaidel pentru această onoare este foarte puțin în față de ceea ce trebuie să mulțumesc Fundației Zaidel pentru felul în care în ultimii 30 de ani a sprijinit tot ceea ce a făcut Alianța Civică. Fără Fundația Zaidel, cu siguranță, Memorialul de la Sighet n-ar fi putut începe, pentru că a fost prima fundație germană care și-a deschis porțile unei filiale în România și a fost singurul nostru punct de sprijin într-o perioadă în acei primi ani, în 1993-94, când întreaga oficialitate era împotriva noastră și când eram absolut lipsiți de orice fel de mijloace materiale. Fundația Zaidel a fost și prin ea Germania a fost punctul nostru de sprijin într-o lume spre care voiam să înaintam. Fundațiile germane care și-au deschis filiale în reprezentanțe în România au venit aici pentru a ne preda alfabetul democrației în acea perioadă în care, după ce crezusem că democrația va veni de la sine odată cu libertatea, am descoperit că nu e așa, au fost anii 90, care mai ales după mineriada din iunie, au generat o imensă depresie colectivă. Ei bine, în acel moment, Fundația Zaidel mai întâi, după aceea Fundația Adenauer, au venit în România și au sprijinit societatea civilă și în acest sens, acest moment este cu adevărat simbolic, pentru că, cum să spun, ceea ce facem, ceea ce am vrut să facem astăzi aici este un fel de omagiu adus societății civile din România, care s-a născut în condiții grele, dar s-a născut, s-a dezvoltat și care la ora aceasta este chiar o garanție a faptului că România va evolua în mondo.